Salutare, băi băieți, și bine v-am găsit aici la un nou episod de reacție. V-a fost dor de mine și de freza mea de trotinetă care începe să prindă viață. Era să mor oricum azi noapte. M-am bășit în plapumă și nu mai puteam să ies. Așa că ziceți mersi că încă trăiesc și că vă filmez episodul ăsta. Așa că butonați violul de like acolo dacă mai vreți să facem episoade de astea de reacție. Bă, îl mai știți voi pe trapperul din Konoha? Acum suntem toți în Akatsuki. Am venit să cucerim și nu să ne oprim. Poți să ne faci orice face, nu murim. Orice face, nu murim. Da. Azi facem reacție la Obito Trap. Să vedem trapperul nostru favorit, ce melodie a mai scos. Să facem aici o reacție nebună, pentru că aia cu Akatsuki a fost numărul 1 melodia aia. Mi-a intrat și câinele în Akatsuki după melodia aia. Hai să vedem acum ce cântă al nostru trapper despre Obito. Bag aici o scenă emoționantă cu Obito. Hai mă, du-te în pula mea, vrei să iau copyright? Mama, și început? Eu sunt o legendă rară, a mea mentalitate și al meu corp distructor. Pentru că m-am antrenat cu Uchiha Madara. Coaie, ce pula mea, ce-a zis, mă? Bă, n-aveți subtitrări sau ceva? Mă voi răspunda, eu sunt o legendă rară, a mea mentalitate și al... Bă, să-mi ba pula, să vină un translator să-mi zică ce cântă ăsta aici. Cred că are aglomerație în gură, are traficul din București. Al meu corp distructor. Pentru că m-am antrenat cu Uchiha Madara. Am fost salvat direct la timp, mă concentram gândindu-mă să-l omor pe buzică. Dar zi tu ai omorât-o pe Amerin. Coaie, ce pula mea e asta? E trap pe GPL ăsta direct. Am fost distrus de moartea ta lui Kakashi, am dat Sharinga. Încercând să-l salvez un gol inima mea, acel moment pe viața mea. Mama, mai băga și duble, ești nebun. Când o să fiu complet, o să părâm. Și cu al meu mâinile o să te sugrum, te fac scrum. Cu al meu mâinile o să te sugrum, te fac scrum. Cu al tău mâinile poți să ne fuți o labă mai bine. Ce ai, mă, vine să plâng pe melodia asta, ești nebun? Nu suport aroganța ta ca Kajira, tu ninja. Nu te voi ierta niciodată pentru ce ai făcut. S-a povit să mor, spun că ar fi alături de tinerin aici, foc nu va avea. Mamă, ce drop, ești nebun? Ia auziți aici drop cum începe acum. Cred că Young Thug ar fi gelos. S-a povit să mor, spun că ar fi alături de tinerin aici, foc nu va avea. Ce rupe băiatul ăsta? Obito, așteaptă-mă chiar dacă mor să fiu alături de tine, Rin. Spus Dobby, Andrina de Uchiha Madara. Pot folosi camoi, îmi pas perfect, sunt în atacul. Pot folosi camoi. Camoi a zis cu aia. Pot folosi camoi. Andrina de Uchiha Madara. Pot folosi camoi, îmi pas perfect. Ce pula mea. Aoleu, bă, mai pot cu ăsta. E numărul 1, mă, vă las link-ul de la piesă în descriere. Să-i dați like acolo, să rupă omul pe piese. La Battle MC îl trimitem pe băiatul ăsta direct. N-are niciun sens un vers cu altul. Kakashi e cel mai egoist, folosesc Tsukuyomi. Ce m-au dat un Hidanen? Ia, scrrrr. Scrrrr. Vocea ei răsună încă urechi. Nu am nici să faci bine atât amic azi. Nu viteza este rapidă, ce zăranță este fragilă de mască unii. Bă, nu înțeleg nimic cu aia. A pus 10.000 de voci. Omul cred că a cântat de 3 ori piesa și a pus-o una peste alta. Băiatul ăsta a câștigat finala Battle MC din America și a concurat cu un băiat cu șapcă în finală. Și de atunci s-a decis ca pierzătorul să se numească Eminem. Deci ce ai, mă, e top, e next level. O fac în 2 secunde. Se pare că război s-a terminat, mi-a dat dinamica de a fost ultimul rădat. Eu să fac un masacru, sângele poate fi acru, mordă-l, seminere. Masacru, sângele poate fi acru, am înțeles. Bă, sunt next level rimele, mă. Ce ai? Aș vrea și eu să pot să rimez așa. Ce v-am întâmplat, uiți nada, te-am făcut prada. Ce drum am făcut cușin, iar dacă mor așteaptă mă rin. Numai puțin eu sunt. Nu, cred că a zis dacă mor așteaptă mă rim și cât de jegos e ca Kakashi de 50 de ori în melodia asta. Bă, e tank băiatul ăsta pe cântat. Singurul lui defect e că nu prea are calități. În rest e strong. Cel mai generic, eu sunt cel mai înalt nivel la Akatsuki. Sunt un ninja legendar să nin. Hirashi. E tot Kakashi. Ești tot atache. Eu sunt ultima persoană care a dorit să moară. Ești ultima cioară.
Ești ultima cioară, zicea Obito. Da, trapperul din Konoha lovește din nou. Chaimu e super mișto piesa. Cred că singurul minus e că sângerează urechile după ce o asculti. Da, bă, băieți, cam atât și cu reacția la trapperul din Konoha. Dacă vreți să mai fac reacție la piese de ale lui sau la alte piese, nu știu, lăsați-mi în comentarii și dați like acolo să susțin seria. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram la alimpumihai20 și să intrați pe serverul de Discord din descriere. Eu v-am pupat și până data viitoare! Acum suntem toți în Akatsuki, am venit să cucerim. Și nu să ne oprim, poți să ne faci orice face, nu murim. O ce face, nu murim, wow.